Bun, bun, bun. Haideți să fac video la monumentul, la marele monument al bulgăreilor de la Plovdiv. Nu de alta, dar să-l am pe video. Deci se vede că Plovdivul e într-un fel de depresiune. Că se continuă destul de mult în spate, unde sunt chiar și blocuri de-astea impresionante. Se vede colina, sunt 7 coline la Plovdiv. Se văd munții în spate, care sunt Rodopii. Așa. Se vede cum se continuă orașul. Blocuri au și mai mari și mai mici. O sală de sport acolo undeva. Mai departe un promontoriu undeva spre colină. Așa, munții în depărtare, sală de sport. Au și supermarket lângă sala de sport și liceu. Continuăm spre est. Asta cred că este opera. Așa arată. Foarte multă verdeață la Plovdiv, după cum se vede. Deci ei au avut inimă să nu-și taie chiar toți copacii. Colina asta este declarată monument protejat ca să salveze niște păsărici și niște alte alea. Le-am văzut jos declarate. Aici este încă o colină a Plovdivului și se văd blocuri foarte mari, zgârienorice, să zic așa, în spate. Acolo undeva în urmă un palat, două palate și o geamie, deci încă o moschee. Da, deci acolo este centru de fapt, acolo am fost eu înainte, la clădirile alea am fost, într-adevăr. Așa, continuăm, continuăm, filmăm și monumentul, care este monumentul ostașului sovietic, care ci că i-a salvat pe ei de cotropitori. Așa, continuăm, continuăm acum cu podul peste râul Marița, care este fix podul pe care am venit eu. Așa. Și într-adevăr, dacă o luăm încolo, ajungem la geamia aia și la vârful ăla, top of the hill, la care am fost în zilele celelalte. Încoace coborând, acolo este altă clădire mare care nu știu la ce servește, dar aia trebuie să fie zona industrială oricum.
și încoace este monumentul țarului Alexandru I, care i-a scăpat pe ei și că de otomani. E foarte curios că nu au menționat niciodată aportul armatei române la asta. Vorbi numai despre domnul țar și atât. Și aici marele bulevard peste Marița cred că este Pobeda asta. Am plimbat prin oraș și am văzut câte ceva. Aici scările care coboară. Mă rog, monumentul e foarte urât și nici nu o să mă apuc eu să filmez monumentul adresat ostașului sovietic, să fie sănătoși. Ăsta este alt bulevard. Încă unul, nu mai țin minte harta ca să vă zic ce bulevard e, dar mă rog, deci ăsta a fost turul orașului Plovdiv. E interesant așa de văzut de sus, dar cam atât. Pentru că în rest și aici, ia cătă ce mare încredere are poporul bulgar în proprii lui acolo undeva o clădire interesantă cu albastru, care mi-ar plăcea să știu ce e. Și o să merg să o descoper.